Dragi ascultători, în această rubrică vă prezentăm ideile principale din pasajele biblice abordate în programul Itinerar Biblic, lectura comentată a Sfintelor Scripturi. Puteți urmări varianta extinsă pe site-urile twr.ro sau ttb.twr.org. Când aflăm din Evanghelia lui Matei că Iosif este soțul Mariei, dar nu este tatăl lui Iisus, întrebarea care se naște este: și atunci cine a fost tatăl lui Iisus? Matei capitolul 1, versetul 18 ne răspunde: iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iisus nu a fost ilegitim. Maria nu i-a fost necredincioasă lui Iosif. Dacă sunt unii care contestă nașterea din fecioară, nimeni nu poate nega că Biblia o prezintă ca fapt istoric. Când îngerul i-a spus lui Iosif să o ia de soție pe Maria, el i-a indicat și numele copilului: Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale, scrie în Matei 1, versetul 21. Pentru că era un om temător de Dumnezeu, Iosif a înțeles că îi se spunea că Iisus este Mesia. Îngerul a mai adăugat, în Matei 1 de la versetul 23, și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Îl putem numi pe Iisus Mântuitorul doar dacă El este Dumnezeu cu noi. Noi nu putem muri pentru păcatele lumii, nici măcar pentru iertarea propriilor păcate. Avem nevoie de un Mântuitor capabil să ne mântuiască. Nici o persoană asemenea nouă nu ne poate mântui. Iisus trebuie să fie Emanuel, Dumnezeu cu noi. Altfel n-are cum să fie Mântuitorul lumii. Iisus a devenit om pentru ca să poată muri pentru noi pe cruce. De aceea este atât de importantă nașterea din fecioară. Când Fecioara Maria l-a născut pe Iisus, s-a împlinit profeția din Isaia, capitolul 7, versetul 14, una dintre cele peste 300 de profeții din Vechiul Testament împlinite în prima venire a lui Iisus. Relatarea de către Matei a vieții lui Iisus subliniază 4 profeții, aparent fără legătură una cu alta, și care s-au împlinit în tocmai cum a anunțat Dumnezeu. Iată-le pe scurt. Prima, Mica 5, versetul 2, spune că Mesia se va naște în Betleem. Recensământul lui Cezar Augustus i-a silit pe Iosif și Maria să meargă la Betleem, unde s-a născut Iisus. A doua, Osea, capitolul 11, primul verset, se referă la chemarea lui Mesia din Egipt. Iosif și Maria au trebuit să se ascundă de planul mârșava lui Irod și s-au refugiat în Egipt, de unde s-au întors după moartea regelui. A treia profeție, Ieremia 31, versetul 15, prevestește jalea din Rama. Irod a poruncit asasinarea tuturor pruncilor sub 2 ani din jurul Betleemului, ceea ce a produs jalea și bocetele familiilor afectate. Iar a patra profeție, Isaia capitolul 11, primul verset, anunță că Mesia va fi numit Nazarinean. După moartea lui Irod, Iosif, Maria și Iisus s-au întors în Israel și s-au stabilit în Nazaret. Indiferent cum catalogăm noi astăzi aceste fapte, Dumnezeu își țese planul său minunat în istorie, făcând ca toate lucrurile să lucreze împreună spre gloria Lui și binele nostru. Binele suprem, slava și lauda aduse Fiului Său, Iisus Hristos. Tu îl cunoști?